Să trăiți, de la secția 12 suntem din București. Familia. Ok, deci bună lumea, sunt Matey și bine v-am regăsit, fraților, la un episod. Astăzi le avem alături noi pe canal pe Georgescu. M-a adus aici în studioului de să mă bată mai numai apartament are, păi, aici pe pereți. Dacă l-am prins acum pe Matey la București, zis, hai să filmăm ceva și hai să te vedem, Matey. Astăzi o să cumpărăm mai în efect de Polix, cum ar veni, o să sunăm la diferiți. Stai, mamă, mi-erau ăstea strâmb. Mamă, voi vă dați seama ce s-a întâmplat? Vai, doamne mie. Da, deci hai să vă explic eu, până își face nebunul ăsta lanțul, este felul următor. Noi să sunăm oameni de pe OLX la care scrie în anunț că au hainele originale, dar 100% sunt fake pentru că le vând la prețuri derizorii. Și vă dați seama că n-au cum să fie o geacă Trapstar la 300 de lei, n-are cum să fie niciodată originală. Sau nu știu, să mai zic, o nebunie de pereche de Jordan 4 la 300 de lei, breduri, niciodată nu o să fie o pereche originală la prețul ăla. Așa că hai să-i dăm drumul, Matey. Hai să-i dăm drumul, deci graffiti Paris. Așa. Bă, ăsta, eu am impresia că dacă îl sunăm pe ăsta, asta zice că e original. La 100 de lei, ok, sună, hai să vedem. Nu vă întrebați de ce ținem noi telefonul aici, pe lângă că n-avem trepied, n-avem nimic, da? Filmăm de pe gimbal pentru că trepiedul meu e la Mario cu God Bars. Alo, bună ziua. Bună seara. Bună seara, mă scuzați. Am văzut anunțul dumneavoastră de pe OLX cu tricourile Palma Angels. Da, nu știu ce mă interesează. Mă interesează o mărime XS, aveți? Nu am așa ceva, nici nu există. S? S mai am, mi se pare că unul sau două. Ce unul alb și unul negru. Am mai interesa unul alb, cred. Sunt aici cu tate, ok, alb? Da. La ce preț? Prețul care e pe internet, 100 plus transport. 100... Ele sunt originale? Din câte am văzut, sunt originale. Mi-a mai spus cineva că am mai cumpărat dumneavoastră și că sunt ok, sunt originale. Da, sunt. Am înțeles. Și cum... Pe unde sunteți? Asta vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră livrați prin curier. Eu sunt din... Da, asigură-te acolo că sigur originale, te rog eu, da, să mă cumpărăm. Da, două secunde, stați puțin. Da, mie mi-a mai spus cineva că sunt originale, dar ele par puțin false, nu știu exact. Dumneavoastră spuneți că de sunt... Atunci ce nu le cumpărați, dacă mergeți pe divizia asta? Păi da, vă întreb pe dumneavoastră dacă... Deci eu ți-am spus ce trebuie, ce e adevărat. Deci sunt 100% adevărat, aveți și chitanță și așa? Nu, no, hai, deja... Păi nu, domnul, stați puțin că vreau să le cumpăr, două secunde. Am înțeles, vrei să le cumpăr, eram atât din America. Le aduc chitanță, cu tot ce vrei. A, din... Ok, am înțeles. Bine, atunci... Sunt pe bine, eu... Și reveniți ziua, bine? Poftim? Zic, vă mai gândiți dacă vreți să le cumpărați sau nu și veniți mâine cu telefon, că acum dormeam. Mă scuzați, pe și... Nu, în principiu vreau să-l cumpăr. Dacă ziceți că este la asta original, tata, tu ce zici? Dăm, îl luăm. Am înțeles. Bine, atunci o să revenim cu un telefon, dacă... Mâine la un telefon. Mă scuzați și să nu mai... am o rugăminte doar. Da, spuneți. Să nu mai vindeți fake-uri, vă rog eu frumos. Da? Da, să nu mai vindeți fake-uri, vă rog. De ce? Pentru că nu e frumos. Dar e ilegală treaba asta, știți? Dar cine ți-a spus că vându fake-uri? Sunt niște fake-uri, am auzit și se vede. E ireal să vindeți la 100 de lei așa ceva. Bune, e treaba ta la cât le vând eu și de unde le am. Păi da, dar nu e corect să spui că le vinzi la 100 de lei. Să pui la 100 de lei așa ceva, să spui că e original. Când scrie în anunț că nu e original. Că e specifică cu originalul și mie mi-a zis că e original. Gen, ai vrut să mă fraierești, ai vrut să o dai așa. Spune că sunt specifice cu originalul, adică că sunt unul pe unul, nu că e original. Bă, nici nu știu ce scrie în anunț, că nu am să mă iau cu el în filme și în filme plecat în Italia. Păi și atunci de ce mi-ai zis că e original, nene? Bă, nene, ce faci ședință cu mine la telefon? Păi te întreb că e ilegal așa ceva, cum poți să o dai așa? Ce să faci? De prost, da, dat-o, mă. Bă, faza e în felul următor cu fake-urile astea. E o lege mega ciudată la noi, dar în mod normal n-ai voie să vinzi nimic ce e fake de la un brand și astea poate să dea brandul respectiv. Da, de da, da, știi? Problema e că la noi, băi, știți foarte bine, se comercializează o grămadă de fake-uri și există o piață extrem de mare de fake-uri, mai ales acum de au apărut tot felul de rețele de genul de unde poți să-ți cumperi fake-uri foarte ușor din China și toată lumea face asta pe TikTok, nu? Stai că am rămas șocat efectiv. Un meu mi-a zis că e original, după s-a enervat, dar a dat-o și proge, vezi că e o aroganță cumva ca să pună presiune pe tine, normal, să iei. Asta e normal, asta se întâmplă oricum peste tot, și la mașini, un samsar de mașini. Da, 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 ți-o dă, hai de repede, zi. Pe păi asta zic, atât timp cât un samsar de mașini face chestia asta, vă dați seama cum e și la lumea asta hainelor, unde e mult, mult mai greu de verificat, pentru că nu toată lumea știe care e haina originală, cum arată o haină originală, n-au văzut și mai ales cumpără copiii pentru prima oară, pentru că îți văd produsele alea la 100 de lei și le zic părinților, hai tati, ești mie, te rog, mie, și îți dai seama că în momentul ăla totul se blochează, pentru că e chiar prost, e prost. Da, pe bune. Băi, în loc să vă cumpărați un fake de genul ăsta de Polix la 100 de lei, mergeți în H&M, vă găsiți alb, exact, simplu, la 40 de lei. Clar, all-in, dar nici nu trebuie să pună problema să vă cumpărați altceva în afară de chestia asta, gen, din punctul meu de vedere. Exact. Hai să-l sunăm pe ăla cu Jordani. Da, dă-mi-l pe ăla cu Jordan 4. 300 de lei, original. Jordan 4 retro original. Are și mărimi de la 38, 39, 40, 41, greu 43. Greu să găsești toate măsurile astea. 42.5, okay. Sunt 42.5. Da, 42.5 nu există la Nike. Ok, 43. Ok, hai să sunăm. Hai să vedem ce zice domnul. Alo, salut. Salut.
Ai o pereche cumva de Jordan 4 Red Thunder pusă la vânzare pe OLX? Da, 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 salut. Ce mări mai disponibile? 43 și 44 mai am. Ai vândut tot? Că am văzut pe OLX că vreau și eu, vreau pentru băiatul meu, vreau să iau și eu o pereche cadou. Da, astea sunt singurele măsuri care mi-au mai rămas, adică, nu știu, e un model foarte căutat de lume din câte am văzut. Dar sunt original ce vinzi tu acolo? Da, fratele meu, le-am luat de la Raffle. Porsche 43, tata. E Porsche 43, Porsche 43, îmi doresc tare rău de tot și sunt la un preț bun, am văzut. Dar tu e sigur că, uite, eu mai am 2-3 prieteni care se ocupă de chestia asta și perechile astea scumpe, mă, rău de tot, e sigur că sunt originale? Bă, sigur, accept orice fel de verificare, sunt din București, dacă vrei putem să ne și vedem. Ai la ele factura, ai tot? Factură, cutie, accept orice fel de verificare. Mă, tata, asta e de business, asta e de business. Adică, face resell. E bun, cu 300 de lei, păi facem bani, nu? Facem bani, rău de tot. Două perechi, nu merg două perechi? Aveți două perechi? 43 și 44 ultimele, dacă te ajută. Le luăm? Da, mi-a zis băiatul ăla de jos că merge, face, cumpără și el una. Da? Da, asta e parc, da. Nu știu, vorbim. Du-ne pe musă, ne. Nu, oricum tot ce e peste nu se merită, credem așa, dacă. Deci astea sunt prețurile? Dacă le ai de unde trebuie, da. Ni lăsați la 350, adevărat? Dacă vrei să faci și tot dulceață, înțelegi și la 400 și la 500, cum nu ți știi mai bine. 350 amândouă. 350 amândouă. 700 amândouă. 700 amândouă. 700 amândouă merge, da. De la 600 mi le-ai lăsat la 700. Bă, avem și noi o chestie, să zicem, nu mai vindem o fake-uri pe OLX, ai urea, și zice că sunt originale. În 2023. Dacă nu mă crezi, acceptăm orice. Bă, încetați cu chestiile astea, chiar nu e ok și ilegal, ești nebun la cap, nu mai faceți nebunii de astea. Ce-a stricat, Tomoș, vrea să mă cer, vreau să dau puțin pe ceartă, mă, alea. Ce voie să-i zici, săracu, omul, îți dai seama de la Raffle, de unde s-a, de s-a pierdut instant, n-am mai zis, au tot ce la stricare. Băi, n-aș pare rău cu nebunia asta pe fake-urile, cum am zis și mai devreme. Eu o să urmeze să fac, cred că nu știu cum scos tu ăsta, dar eu o să fac la mine pe canal acum, o să încep o serie de real versus fake. Am cumpărat o grămadă de Adidas fake, de pe aplicații din astea care sunt acum la modă, pe TikTok și toate astea. Da, toate aberațiile astea de aplicații care sunt mega la modă acum. Și vreau să văd care e calitatea pe ele, vreau să văd diferențele între ele, vreau să văd cât de ușor este să-ți dai seama dacă da sau nu. Și pe lângă chestia asta o să le trimit și la Stock, mă, să vedem dacă StockX-ul e. Mamă, la StockX? Da, vreau să văd dacă StockX-ul e. Și să zic sincer, am dubii foarte mari și cred că StockX o să ia una dintre perechile. Mamă, ok, am găsit anoracul ăsta Georgescu, okay. Promenada asta e la și e plin de fake-uri de anoracii. Normal, vape-urile astea oricum, bă. Da, asta e poza de pe direct de pe Panda Bay, de pe Panda Bay, poza asta când ți-o trimite aia, că ți apare acolo. Deci asta e direct, o știu de pe TikTok, că mi-apare acum într-una pe TikTok. Păi da, toată lumea face, hol. Pentru că e, bă, n-ai idee. Am vorbit cu cineva care face chestia asta, vă zic sincer. Bă, tu știi câți bani să fac? Da. N-ai idee. Alo, salut. Alo. Am văzut anunțul tău de pe OLX cu hanoracul Babe. Da, îl mai am. Este original? Sigur, l-am cumpărat din străinătate, am fost recent. Ok, am înțeles. În Franța. Am înțeles, din Franța e. Și ce vreau să te întreb, prețul rămâne fix 450 de lei? Bă, da, nu mai pot să las la el, că am dat destul de mult pe el. Uite, eu l-aș lua, dar aș da tot. Uite, 400, e ok, plus transportul 420. Bă, hai că e bine, hai ce vreau să te întreb, e 100% original? Bă, omule, l-am luat din Franța. Ai verificări, ai tot la el? Da, factura, am și bonul. Factura ai la el? Da, acum ți-am zis, am și bonul, și factura, și tot ce-i trebuie. E S mărimea? E bună mărimea S, din câte am văzut? Da, deci S, nu știu, avem... Totul ca în anunț. Aveam impresia că scrie M în anunț, de asta am zis. Nu, S. Ok, S, ok, am înțeles. Da, dacă ai WhatsApp, îți mai trimit niște poze. Da, bine, eu sunt aici cu... Să trăiți, de la secția 12 suntem din București. Da. Am văzut că vindeți fake-uri pe OLX în momentul de față. Bă, vere, nu-s fake-uri. Ba da, noi am observat că sunt fake-uri, mai ales prețul pe care l-afișați dumneavoastră acolo. Eu am toate dovezile contradictorii. Cum să fie fake-uri? Ce dovezi contradictorii? Vă rog frumos să-mi vorbiți frumos în primul rând. Suntem de la secția 12 și o să aveți o chemare în București pentru vânzare de fake-uri. Cum, bă, vrea să fie fake-uri? Mai ales mă pur de aici. Vă rog frumos să nu mai înjurați și vă rog frumos să încetați să vindeți fake-uri, să dezactivați anunțul de pe OLX și în următoarele zile o să vină o științare. Vă rog frumos să încetați. Ia auzi. Ce limbaj. Vă rog frumos. Băi, Ia auzi. Cel mai tare a fost. Doamne, da. N-am putut.
acum că e poliție, că e nimeni. Da, el vorbea cu vere, cu bă. Da, piața asta fake-urilor e o nebunie totală, bă, e totală nebunie, jur, bă, e nebunie totală de tot, de tot, de tot, de tot. Bă, eu zic că e destul, mă bune, am văzut destul. Am sunat trei oameni, eu zic că ajung, eu sunt total fericit cu nebunia asta, ceva. Sincer. Doamne. Pare rău că, nu știu, eu n-aș vrea să fac o serie din asta la mine pe YouTube, am făcut, am dat două episoade de genul la mine pe YouTube și aș fi vrut să fac o serie cum a făcut Basta, de te dai să le cumperi, să le vezi, să le toate astea, dar mi se pare un pic periculos, lor le-au super parbrit. Am văzut treaba. Adică nu e... Pentru că... Dai de oameni nebuni. Da, pentru că da. Dar e clar de oameni nebuni. Păi, vreau să vă zic ceva și fiți atenți de fiecare dată când vă cumpărați produse, aveți grijă că sunt 100% originale sau, dacă vreți să vă cumpărați fake-uri, cumpărați-vă din locuri unde știți 100% că sunt niște fake-uri bune și faceți chestia asta asumat. Nu mai faceți neasumat și nu mai faceți la modul bă, sunt originale și după să se vadă că sunt fake. Adică, bă, eu n-am nicio problemă și n-am avut niciodată nicio problemă cu oamenii care își asumă faptul că ei poartă produse fake, atât timp cât, bă, n-ai bani să dai pe pereche originală, chiar dacă din punctul meu de vedere mai bine te la un H&M, Zara și ții ceva și asta, da. Asta e Zara, asta e 160 de lei, 160 de lei, adică nu e. Faza e că ultimii oameni vor să flexeze, știi? Ok, let's do it. Da, pentru că nici fake-urile, bă, de gen fake-uri, tu zici de fake-uri bune, dar nici fake-urile bune nu sunt ieftine. Da, și la banii aia poți să ții ceva ca lumea. Asta e mult mai calm. V-am zis mai devreme de clipul ăla pe care o să-l fac la mine pe YouTube, e bine, m-a costat o pereche de Jordan 1, nici nu mai știu cât, m-a costat, bine, noroc am luat-o de pe Panda Buy. Nu m-a costat așa de mult, dar pe un fake bun, dacă nu l-ai de pe Panda Buy direct sau îl cumpărai gen de la un de-asta de la noi din România, îl luai la 750. De pe Panda Buy eu am dat undeva la vreo 300, ceea ce e enorm, poți să-ți găsești pereche de Jordan? Jordan 1. El la resell ce, cât era? Bă, sunt mocaurile, le am acolo, sunt mocaurile astea, care sunt și astea o grămadă de bani, astea, sunt gen, mocaurile astea de care le știți foarte, foarte bine. Astea sunt 20 de bețe, nu? 21 pic de milioane perechile astea de moca, da, sunt destul de mult. Și ți-au venit alea de pe... Nu mi-au venit, încă urmează să-l sunt curios să le văd. Da, și eu să vreau să le văd. S-ar putea să fie apropiate, nu te aștept la asta. Foarte, da, nu, mă aștept să nu-mi dau seama eu, să le pun unul lângă altul și o să filmăm o grămadă de serii cu perechi din astea fake de acum încolo, pentru că știu că vă place foarte, foarte mult. Hai să vedem. Băi, deci am făcut vlogul ăsta, de n-ai vorbit, Georgescu, mi-ai făcut, zici că e vlogul tău, zici că e la tine pe canal. Bă, uite, ceea ce apreciez. Băi, eu am problema asta foarte, foarte mare, mai... Dar nici n-am avut ce să zic, mie mi-a plăcut, mi-a făcut vlogul Georgescu, da. Am venit să filmăm, mi-a luat Georgescu camera, mi-a pus Georgescu lumiile, mi-a pus Georgescu microfonul, locația lui Georgescu, pe bune, mi-a făcut Georgescu clipul. Da, uite, eu am problema asta, băi, eu nu-mi dau seama, mă, când mă pui jos pe scaun, mie-mi vine să vorbesc, mă, eu vorbesc mult, adică eu chiar vorbesc și voi știți, eu vorbesc foarte, foarte mult. Și când văd, nu știu, habar n-am, nu știu, așa fac eu de obicei, băi, am avut o perioadă la Gami, 2018, 2019 atunci. Vlogurile lui Gami erau vlogurile mele. Da, și eu nu făceam YouTube. Vlogurile lui Gami e o perioadă în care vlogurile lui Gami erau vlogurile. Da, mă, da, știu, că chiar mă uitam atunci. Da, asta e, eu mă bucur. Eu ai și vlogul bun. Vă pupăm. Eu am fost Matey, el a fost Georgescu. Și ne auzim la alte clipuri. Haide, pa.